Zim și mie, pentru 400 de lei, kamikaze, tequila sau B-52, B-52. Avion. Da. Care avion? Avion cu motor, dumă și pe mine zbor. Avionul? Nu e avion. Păi da. unde e avion? Numai dacă ăla-i beat mangă de conduce B-52 și bea tequila și după aia zice, bă, mă transform în kamikaze, frate, gata, și intru în turnul. Unde-i mama, drăg? Ce s-a astea, omule? Știu. Nave. Aeronave. Nu știu. 4 litere. Am început bine. Da, exact. Sunt și astea, da? Sunt. Așa-i? Eu m-am dus sunt. Departe. Kamikaze e ăla care intră, japonezul care intră... Da, ăla, auzi, sunt kamikaze torpilă, știi? Știu, pe sub apă. Pe sub apă și intrau și distrugeau navele. Aici distrugeau barul. Adică... Tequila, da. Tequila și B-52, tu ai tot dreptate. La fel, e un avion. E un avion, da. Bravo. De asta m-am dus. E un bombardier B-52. Exact. Da. Tata lui B-29 e la care a bombardat Hiroshima. Ăsta e B-52. Bravo, Constantin. La bravo, dar... Suntem tobă. Mulțumesc. De istorie, dar mama naibii... Păi chiar nu dau. La pileală suntem pe lângă. Nu-i nimic, las-o. Auzi, ăsta e mai simplu. Ăsta e, îți dau un adjectiv, fiate. Ok. Îți dau un adjectiv exact pe măsura ta. Care a fost pupat de cățel. Știi, când ai părul, cum ești tu, când ai părul întins cu gel. Exact ca tine, știi? Ai părul întins cu gel... Îți dau o literă. Cere literă, omule, când nu ești sigur. Lins. Ha, am dat-o bine pe asta. Bun. Aici ne-am descurcat. Aveam ceva emoții, sincer. Am început bine, dar... Ce liceu ai făcut, Constantine? Liceul Iordache Golescu, din Găiești. Găiești. Aproape de Târgoviște. Găiești, zici? Găiești. Găiești? A se pune cloșcă? Găiești? O literă. Când stai pe ouă ca să iasă pui, ce faci? A cloci. Excelent. 400 de lei în 20 secunde, hai că ne revenim. Mă apropii de Justine. Revenim. Mi-a plăcut aia cu linsul, că l-ai dat din prima, cu părul, așa că rămân la ideea de păr. Vrei? Băi, da. Exact. Auzi? Cosiță de păr crescută lung la ceafă. Coadă? Uite că stau cu mâna întinsă. Hai în 23 de secunde să găsim un sinonim. Chică. Bravo, omule, pletele alea, chică le zici. Știi, mai tundezi chica aia. Excelent. Știi aia, Nica, chică asta? Da, ai auzit de cuvânt, chică? Violeta, chică, greu. Bine. Am avut și eu. Da, nu știu dacă e mai bine așa. Las-o așa, da. E mai bine. Că dacă aveai chică, nu mergea nici linsul, nici e mai bine. Constantine, 600 de lei. Care este foarte riguroasă. Știi ce înseamnă riguroasă? Da. În comportament. Ce e aia? Literă. Ce e aia riguroasă? Aia care nu arată literă. Indulgență, care nu arată compasiune, știi? Literă. Aia e riguroasă. Băi, ai cuvântul pe ecran. Nu tolerează greșelile. Nu e despre o profesoară. Îți dau o literă. Literă. Despre o profesoară poți să zici că e, nu tolerează. Severă. Da, mă. 200 de lei, Vadim. Ai prins Justina să severă asta? Tot acum pe final. Avem 1100 într-un minut. Ascultă-mă aici, domnule inginer. De fapt, nici nu știu. Domnule dezvoltator de aplicații. Părți care îndeplinesc funcții precise într-un organ. Organe. Într-un organism. A fost aproape. Organe, da. Bun. 1700. Constantine, atât rămâne. 700 de lei, îți dau, pregătește-te. A deveni, dacă prinzi cei neigienicul, te-ai scos. Ai luat 700 de lei. Îți dau o literă. Ai luat 600 de lei. A face ca ceva să se umple de impurități. Literă. Cum ar veni, știi? Literă. Ca lăsa urme. Ai o farfurie. Da. O mânjești.
amânji o farfurie. Îți mai dau literă. Literă, ce să mai fac? Pe mâini, pe corp, a te păta, a te... Murdări. Murdări, mă, omule, mă. Era simplu, dar... Murdări, mă, Constantine, măi. Așa e că era... Da, îl folosesc zilnic, adică cuvântul. Ai, ai. Constantine. Sunete nedorite și enervante. Hai, omule. Zgomote. Cum? Zgomote. Băi, am început să bat în asta. Perfect. 2700 de lei. Bine stăm. Foarte bine. Te întorc în școală un pic. Ok. Liceul ăla. Nevoia, liceul din Găiești. Mi-e dur. Liceul din Găiești cu profa de română. Profă sau prof? Ce aveai? Profă. Profesoară? Da. Avea un nume? Avea. Da. Nu mai știi cum o cheamă. Ba da. Cum o cheamă? Doamna Bădoiu. Doamna Bădoiu. Elev Constantine la dumneavoastră. Vă salut. Stați să vă salute și peste un minut. Stați. Acum vă salută. Dar stați un pic. Ia auziți. Constantine. Zburătoare, prietene cu bivolul din fabula lui Topârceanu. Ești Cotofana. Omule, ești tare. Doamna Bădoiu, felicitări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Păi cum e, pe spinarea unui bivol mare, negru, nu mai țin minte, era sincer, mare, nu mai țin minte. Negru, fioros, se plimba o coțofană. Când în sus și când în jos. Excelent, Anica. Când exact. În sus și când în jos. Topârceanu, bivolul și coțofană. Bravo. Fii atent, ascultă-mă. Poți să fii peste Iustina. E nepotrivit ce am zis eu chestia asta, dar mă rog, poți să o învingi, știi? Da, că da. Nici cu bate nu merge la voi. Tot, adică da, mă... Da. Poți să o învingi. Auzi, Constantine. Care este acoperită cu fibre moi și pufoase. E într-un fel. Literă. Îți dau o literă. E într-un fel țesătura aia care e plăcută la literă. Atingere. Foarte plăcută la atingere. E o țesătură. Literă. E confecționată să țină cald, așa cum ar fi perioada literă. Asta rece a anului. Nu-i prea plăcută perioada asta. Literă. Auzi, e scămoșată, mă, din fabrică. Flaușată. E flaușată. 300 de lei ai luat din cuvânt. Flaușată. Da. Ai auzit de, nu? Am auzit. Ei. Mă aude mama acum și n-ai știut flaușat. Îmbracă-te bine. Hai, mă, da, așa-i? Păi... Ăsta. Să-l vezi pe ăsta. Exerciții... Nemaipomenite, extraordinare de echilibru, de agilitate, dar și de coordonare motrică. Știi cum e motrică? Mie îmi place că învățăm cuvinte din definiții. Coordonarea motrică, adică... Literă. Literă. Uite-o pe Anica, a știut. Literă. Anica a știut. Reprezentanțele alea, reprezentații sportive de mare risc. Nu știu dacă neapărat literă. Sportive, dacă am zis bine. Răsuciri... Acrobații. L-a zis de mult, Anica. Așa e, Anica, te-am văzut când l-ai spus. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Bravo, Constantina. Ai 4200 de lei. Cât ai, Iustina? 5100. Deci peste. În momentul ăsta, da. Da. 4200. Iauzi, adjectiv masculin. Care are control deplin asupra faptelor și asupra gândurilor pe care le are. Literă. Deci ăla care are controlul deplin. Literă. E într-un fel, are capacitatea să înțeleagă tot ce se întâmplă în jur. Literă. Omul ăla e într-un fel, Constantine. Fii atent. Omul ăla care e așa acționează în mod lucid. Conștient. Băi, l-ai luat. Bravo. Bravo. Și tot sunt sub Iustina. Și tot încă ești. Schimbăm pozițiile în 57 de secunde. Acum okay. Depinde de cum se va întâmpla. Depinde de mintea fiecăruia. Bun. 2 din 10.